Înghețata este unul dintre deserturile preferate ale multor oameni din întreaga lume. Cu textura sa cremoasă și răcoritoare și o varietate de arome delicioase, înghețata oferă un moment de bucurie și răsfăț pentru simțurile noastre. Ei bine, putem avea oricând înghețată în casă, indiferent de anotimpul în care ne aflăm. Iată cum se face înghețata de casă, chiar dacă nu ai un aparat special pentru aceasta. Cu siguranță, înghețata homemade este mult mai sănătoasă decât cea din comerț, mai ales atunci când în familie sunt și copii. Iată câteva trucuri care pot ajuta la obținerea unei înghețate de casă mai cremoase. Folosește smântână cu un conținut ridicat de grăsime. Alegerea unei smântâni lichide cu un conținut ridicat de grăsime, de obicei între 30% și 35%, va contribui la obținerea unei texturi mai cremoase și mai bogate. Adaugă un ingredient emulgator. Pentru a preveni formarea de cristale de gheață și pentru a obține o textură mai fină, poți adăuga un ingredient emulgator, cum ar fi gălbenușul de ou sau lecitina de soia în baza de înghețată. Acestea ajută la stabilizarea emulsiei și la obținerea unei consistențe mai cremoase. Adaugă alcool. Adăugarea unei cantități mici de alcool în baza de înghețată poate ajuta la reducerea formării de cristale de gheață și la obținerea unei texturi mai cremoase. Alcoolul acționează ca un agent anti-îngheț, împiedicând cristalizarea excesivă. Congelarea rapidă a înghețatei poate ajuta la formarea de cristale mai mici de gheață, ceea ce contribuie la o textură mai fină și mai cremoasă. Poți utiliza un recipient mai larg și mai puțin adânc pentru a permite o răcire mai rapidă. Aceste trucuri te pot ajuta să obții o înghețată de casă mai cremoasă și mai delicioasă. Relatează știrile ProTV.ro.